Numele meu este Roxana Natalia Pațurcă și sunt profesor la Colegiul Economic din Călăraș. Sunt un om al clasei de mijloc, lucrez cu oameni, cu tineri în special și am ales să candidez la Senatul României pentru că eu cred într-un viitor mai bun pentru fiecare. Îndrăznesc să cred în România pentru că putem avea salarii decente, alocații care să acopere cheltuielile de creștere a copiilor, pensii care să oferă o viață liniștită bătrânilor, educație de tot pentru viitorii lideri și mai ales condiții de dezvoltare pentru o Românie modernă. M-am regăsit în doctrina social-democrată și am ales să fac politică pentru oameni, pentru condiții de trai decent și accesul la servicii de calitate. Îndrăznește și tu să crezi în România, casa tuturor românilor de pretutindeni, țara mea de suflet pentru care pun la bătaie ambiția, tinerețea și puterea mea de muncă. O cunoști așa? Da. Să mergem înainte, să fie bine. Să fie bine, da. Nu este vorba de a fi doar Partidul Social Democrat alături de oameni. În primul rând este vorba de fiecare om individual, de a nu uita că este om și, bineînțeles, să fie apropiat de semenii. Într-adevăr, în cadrul centrului, noi nu suntem prima oară prezenți, am mai fost și în alte dăți. Și domnul ministru, Daia, și anul trecut a fost mesager al acestui cămin, în sensul că a trimis pachete atât alimentare cât și materiale, mă refer la cei celălalt de lână, pe care ați văzut că îi purtau bătrânii și anul acesta în picioare. Și cred că până la urmă te încarci de energie și mai ales poți să culegi din tot ceea ce vezi anumite acțiuni pe care tu poți să le aplici și să fii cu un zâmbet pentru fiecare bătrân. Deci, vreau să spun că, într-adevăr, noi, ca și țară, noi, România, am contribuit de la cel mai înalt nivel, de la vârful Uniunii Europene, la construcția, la progresul construcției economice și politice care a început din 1950, odată cu declarația lui Robert Schuman. Forța noastră stă în primul rând în unitatea membrilor organizației și în modul în care, de fiecare dată, indiferent care a fost echipa de conducere a organizației noastre județene, am știut mereu să ne alăturăm în lupta electorală. PSD Călăraș a cunoscut o perioadă bună din punct de vedere electoral, în primul rând datorită unui program de guvernare bine realizat, care a fost promovat așa cum trebuie de candidații călărășeni. La alegerile parlamentare din 2016, PSD a obținut un scor la nivel național de 45,47%, dar la Călăraș am reușit 52,9%. Și după mulți ani de zile, Partidul Social Democrat s-a bucurat de un senator și doi deputați. Este extrem de important că județul nostru, organizația noastră, are sprijin de la conducerea centrală, de la miniștri din guvern. Astfel am putut mereu să avem o comunicare directă, să ne spunem părțurile, să obținem răspunsuri la întrebări, să oferim oamenilor care ne votează soluții reale pentru problemele cu care se confruntă, să obținem fonduri pentru investiții în Călărași.